Bă băieți, înainte să începem acest episod, vreau să vă spun de site-ul Eneba, unde puteți găsi jocuri pe toate platformele super, super ieftine. Puteți intra pe linkul din descriere pentru a primi un euro gratis la prima achiziție sau puteți folosi codul Raul2K pentru o reducere de 3%. Hai să trecem la episod. Salutare bă băieți, bine v-am găsit fraților la un nou episod de CSGO Overwatch. Da bă băieți, n-am mai făcut seria asta de nu știu cât timp și am să mai postez încă un episod de CSGO Overwatch. Ca de obicei, suntem injectați cu Get Rectul și o să-i vedem pe toți din meci, adică practic ce face Overwatch Reveal. Ăsta. Noi când intrăm în Overwatch, știți că normal apare acolo la nume The Suspect, la toți playerii le pune nume random, le scoate pozele de profil ca noi să nu vedem cine a fost în meci. Ei bine, cu acest Overwatch Revealer ne arată efectiv demo-ul original, cum era el, adică îi vedem și numele suspectului, putem să intrăm pe profilul fiecărui player, inclusiv al suspectului, multe, multe chestii șmechere. Dacă mai vreți episoade de genul continuare, dați fraților și voi acolo un like și un subscribe la canal. Hai să facem la acest episod 1000 de like-uri și da, am și descărcat deja Overwatch-ul, am fost pregătit dinainte, bă băieți, hai să vedem pe ce hartă pică. E Wingman, bă, deci s-ar putea să fie codați aici, că știu că pe Wingman, mai ales la rancuri peste Legendary Eagle, de obicei mai dau de spin-buteri de astea de nebunii. Nu vreau iară să sărisc că, băi, frate, tu ești codat și dai la altul că e codat. Da, normal, pentru că și eu când apară în Overwatch îmi iau că sunt codat dacă chiar se prinde cineva, știți? Mama mare, cred că n-are rost să mai discutăm de situație, bă băieți. Au amândoi spin-but, nu că doar unul, au amândoi, bă băieți, fiți atenți, și ăla cu revolverul are și ăsta cu pe 2000. Mamă, bă băieți. Mamă, bă băieți, ce s-a întâmplat aici, bă băieți. Normal că o să le dau la ăștia, mă rog, la ăsta care cod. N-o să stau să ascult eu de hateri că, bă, frate, nu le dau. Normal că o să-i dau care cod. Hai să intrăm pe profilul lui totuși să-l vedem. Îl cheamă Senzo. E un meci la non-prime aparent. Da, nu are CS-ul cumpărat. E un meci la non-prime. Clar o să-i dau. Adică, oricum Overwatch nu merge și mulți spin-buteri nu își ia bani. Dacă s-a tot apărut la Overwatch, hai să-i facem o surpriză așa de 9 ani și să îi dăm că are cituri, fraților, pentru că nu mai stau cu dăștea cu spinul, eu nu mai stau la discuții pe Overwatch cel puțin, hai că dacă mai știe să ascundă el mai ieri, știi ce zic, dacă e de ăsta ca mine, care îmi dau seama care e coda, știe cât de cât să ascundă, îi dau că n-are hack, dar bă, când are deja spin-ul de ăsta nesimțit, n-ai ce să-i mai faci, bă băieți, n-aveți ce să-i mai faceți. Bă băieți, o să aștept să apară următorul Overwatch și când apare următorul Overwatch, revin. Da, bă băieți, și am primit și următorul Overwatch acum al descarc. Speram să fie totuși un competitiv. Eu din toată inima sper la fiecare Overwatch a meu să fie competitiv. Mi se pare mult mai interesant. Stați mai un pic. Gata, am prinsesem iar. Am aici competitiv. Atât am vrut să vă, bă băieți. Mi-am prinsesem cablul de la căști la scaun. În fine, nu contează. Hai să vedem, bă băieți. Zic că noi tot spin butor. Ok, e Bulldog, îl cheamă pe omul meu. Îi fuge ținta prin perete dacă nu vă... Mamă, dai cu idemo-ul. Stați un pic. Căl interp 1. Așa era comanda. Sau Curl Interlopate 1. Gata, mă, am rezolvat, bă băieți. Cu demo-ul, se vedea urât demo-ul, dar l-am rezolvat. Bă, nu știu, Bulldog ăsta aparent are mod. Hai să vedem dacă are și cod. Hai să intrăm pe profilul lui de Steam, primul rând, să vedem. Are 782 de ore, e rus aparent. Și Cheat Squad are. Are o de asta, Cheat Squad, și e doar el administrator. Plus W Dolbae, bă, ăsta, ăsta e plus rep, de astea cu plus repuri, minus repuri, idiotui cheat, am înțeles. Și ce nume am mai avut, ia să vedem. Bad Court, nu știu ce, Never Lose, băieți, s-ar putea să aibă coduri al nostru pentru că avea Never Lose acolo pus. Dar hai să dăm totuși să înceapă meciul, nu vreau să stau aici în warm-up să mă uit cum îi dă cuțit la asta, vreau să văd meci, frate, vreau să văd fapte. Ia să vedem, bă, băieți, ce face prietenul nostru Bulldog aici. Vedeți, este o chestie destul de interesantă asta cu Overwatch Reveal, pentru că poți să intri pe profilul lor, asta mi se pare o chestie super cool. Are hack, are hack script de bunny hop, are și aim, am înțeles. Mamă, s-a dat semi-rage din prima rundă, vedeți mă ce bulangii. Vedeți mă de cine vă scap eu, mă băieți? Eu n-am făcut în viața mea așa să dau semi-rage. Ghost Gamer mai face de astea cei drept, dar... Na, eu nu fac chestii de astea să dau semi-rage din prima rundă. Asta s-a dus direct pe mid, n-a avut nicio treabă, hai să dăm așa cu speed. Da, prima rundă clar are de toate, îi dau pentru de toate până acum. Dar hai să ne mai uităm totuși, curios ce mai face, de ce și-a mai luat ieri report. Mamă, păi cred că se duce pe cu MP9-ul ăsta, i-a rupt pe toți, i-a spart pe toți direct cap la toți, ești nebun, ia să vedem ăla. Și-a luat Deagle, și-a luat... Sunt curios dacă are și cineva de la ceilalți cheat. Ok, acum și-a scos. Mamă, acum și-a scos, nu vine să cred. După ce a dat prima rundă cu de toate și-a scos, credea că scapă, mă, fiți atenți la el, mă. Băi, cât de șmecherii sunt ăștia, mă, dau cu semi-rage în prima rundă. Băi, eu sunt curios dacă l-au băzut ăștia câteva runde și după, uite cu aia cum îl aștept, cum îi așteaptă pe aia, nu vine să, ia uite cu aia, aștepta să plece, băi, ce, mamă, ce, nu vine să cremă cât de scârțar poate să fie ăsta, mă, băieți, mă. Uite ce dă din, da, ok.
Acum și-a dezactivat aim-ul cu aia, sau nu știu dacă și l-a dezactivat, dar ideea e că oricum îi dau pentru de toate. Ați văzut cum a jucat în prima rundă, uite și ce bani hub face. E, acum nu i-a sărit ținta, probabil și-a băgat config-ul de legit, a observat și el că avea... Ok, mama, dar să zice pre-fire pay, n-are nicio treabă omul meu. Încă un head, ok. Hai să-l vedem și pe ăsta de aici care vine. Bam, 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 bam. Și... Mamă, i-a dat tap, ești nebun, i-a dat tap teroristul, frate. Hai să vedem acum ce face. Bă, nu știu, ăsta chiar, chiar i-aș da. Pentru că, uite, ăsta nu ascunde deloc. Nu-mi plac ăștia care, bă, nici măcar nu se chinuie să ascundă, frate. Nici măcar nu se chinuie să ascundă, bă, băieți, voi vă dați seama că nu se chinuie să ascundă. Ia uite, l-a așteptat pe ăla, le așteaptă pe ăla, care nici nu l-a auzit măcar. Smoke, ăsta, flash-ul a venit de pe short, bun. Și m-au să ducă direct pe ăla de pe short. Ce v-am spus, mă, băieți, mă, ăsta n-are, mamă, și-a și murit ca prostul. Băi, chiar nu-mi vine să cred. Și meciul văd că s-a terminat destul de repede. Sau ăla-i doar overwatch, ăla-i doar overwatch, că îmi bagă 8 runde sau 6 runde, nu știu câte îmi bagă. A, ok, aparent, a, l-am dat eu pe pauză. Și mă, dacă dau două ori click aici se dă pe pauză sau care-i faza? Ok, am intrat aici în greșeală. Bă, oricum, ideea e că omul meu... A, aici asta și afecă. Fiți atenți aici că îi dăm și pentru Griffin, băieți. E, nu-i dăm pentru Griffin, nu suntem... What happened, guys? What the fuck? M-a scos din overwatch și nu m-a dat să-i dau verdictul, frate. Ăsta are overwatch de ăla, Bybes, ești nebun la cap. What? What? De ce nu mi-a dat să-i dau verdictul? Ia stați un pic să-l dăm pe 100x. Chiar sunt curios. What? Nu-mi dă să-i dau verdictul? Băi, băieți, ce se întâmplă aici? Ok, îi dau așa. Îi dau pe aici și pe aici undeva ar trebui să mă pună să îi dau verdictul, nu? Ia. Ia să-ți mă un pic, bă, băieți. O fi de la overwatch revealer ăsta, ia să-l scot. Și să intru din nou acum. Fără overwatch revealer. Bă, fraților, mi se pare o chestie dubioasă. Deci nu pot să-i dau... Acum nu se mai apare nimic de suspect, ok, toată lumea e bine. Și acum dau skip aici. Hai mă, frate, zic, băi. Băi, băieți. Așa. Așa, cred că era de la overwatch revealer. Ok, aim clar. Visuals clar, bunny hop chiar, ăsta clar și Griffin n-a făcut omul meu. Ok, mă, băieți, hai că mai facem încă un overwatch după ăsta. A început așa să-mi placă nebunie, să-i prinde băieți alea. Și chiar dacă chiar o să dau de un om care știe să ascunde ei, cu promit că nu o să-i dau. Chiar dacă o să-mi dau seama care, sau chiar dacă are o fază mai nasoală, nu o să-i dau. Dar asta chiar nu ascundeam, prima rundă a jucat cu semi-regiu. În fine, hai să așteptăm următorul overwatch, bă, băieți. Bă, băieți, și ne-a găsit și al treilea overwatch. Hai să-l descărcăm, chiar sunt curios. Sper să nu fie iară meci de wingman totuși. Nu știu, nu prea plac meciurile de wingman pentru că de obicei sunt doar hack-uri și sunt foarte scurte, intru doar 2 minute în meciul de wingman, am văzut care hack și am ieșit, știi, pe competitiv, e mai greu să-ți dai seama dacă omul nu-și bagă regenerația, de mi-a zis că-i dați 2 acum, sau nu știu, ar putea să fie altă, Inferno, nice, poate mă prinde pe contul secundar, bă, băieți, să vedeți că mă prind pe contul secundar într-un oraș, cum ar fi, mă, du-te, bă, de aici, bă, că ar fi casă, ești nebun, să mă prinde pe contul... De pe contul principal. Aaa, sonara meu, ce faci, mă, băiatule, mă? Ce faci, mă, sonara meu? Hai că chiar sunt curios să văd dacă tot am intrat. Hai să-i vedem în primul. Aaa, nu mai am overwatch revealer, stați. Overwatch revealer, bun, ia uite-l pe a meu, pe prietenul meu. Cum îl cheamă ăsta, e prietenul meu? Ia să-l vedem, mă, băieți, ce profil are. 140 de ori, omul în CS. Deci omul în CS la momentul de față. Nice, hai să vedem ce, mai, nu, ce nume mai avea. Nu scrie și numele citului pe care l-avea. Nu mai are, ok, Jamaica, am înțeles, mă, băiez. Mă, uitați cu de cine am dat aici. Oh, ce somn, nimeni mă plictisesc la overwatch ăsta. Glumesc, mă, băieți. Da, deci nu, ăsta clar, pentru de toate. Și cred că îi dau și pentru Griffin, ești nebun. Îi dau și în certificatul de naștere report. Îi dau la tot, ești nebun la cap. Mamă, și totuși l-a omorât un legit, cred că. Sau aveau și ea hack. Nu știu, văd, mama are și, a, nu e lua, e a lui Kiosti, bă, ăla. Bă, fraților, ce să mai zic, mai are rău să ne uităm și ideea e că-s doi cu numele ăsta, mă rog, cu numele ăsta cu... Mamă, dar cum moare, are heco așa de slab? What the fuck, ia să mă, băieți, ne mai uităm. Băi, chiar are heco așa de slab? What the fuck, Romania, băi, coaie, nu se poate să ai heco așa slab. Nu, e imposibil, ok, a dat un one tap, bun, și acum fuge, bă, nu știu, mă, băieți, mie pare că are heco super slab ăsta. Hai să mai... Dar nu înțeleg nimic. Na, uite, și-a murit. Are un hack super slab, mă, băieți. Deci nu am mai văzut așa hack. Doamne, mă, cred că și Unity dă mai bine. Ești nebun? Băi, la legit să le dai misul în halul ăla? Nu se poate, mă. Nu se poate. Ia să vedem. Hai, dă-i. Se duce ok ăsta aici. Hai să vedem, mă, băieți, ce face. Cu ăsta de aici. Aveți radarul stânga sus dacă vreți să vă ghidați cât de cât. Că eu nu mă pot ghida după ce văd pe ecran. Nu mai iau după radar. Hai să vedem, mă, băieți. El așteaptă pe 3 ăla. Pe pajul ăla. Hai să vedem dacă l-o moară pe pajul a nostru.
Nu, l-a omorât, n-am mai vrut să-l omoare. Bă, voi vă dați seama? Sau nu știu, are și el la oare cod? Nu-mi dau seama dacă are și el la cod. Ia să vedem, să intrăm pe profilul lui Paju. Deși, a, s-ar putea să aibă, are și el 10 kill-uri. S-ar, mamă, Bacău, România! E din România asta, nostru Paju. Pajulică, ce faci, frate? Mamă, e din a nostru, e de a nostru Paju ăsta. Scrie că e din România, ești nebun, nu mă așteptam la chestia asta. Și l-a omorât cu AVP-ul. Bă, o avea și ăsta, mamă, dar ăsta are medalii. Silver Operation Breakout. Nu, cred că... Operation Broken Fang, mă. Că Breakout auzi la mine, doamne. Hai să-l vedem. Vin toți pe... pe banana. Acum Paju e acolo și el, românul nostru. Mă scuzați, am gura foarte uscată. N-am mai apucat să beau apă. M-am trezit dimineața. Bă, băi, cine-s aici? E ora 10:30, eu acum m-am trezit pe la 10:20, înainte să mă apuc să filmez episodul ăsta de Overwatch și nu știu dacă și la voi la fel, dar mie îmi stă căldura pornită toată noaptea și mă trezesc dimineața cu gura uscată, de-abia mai pot să vorbesc. Nici cafeaua nu mi-a venit încă și de-abia pot să vorbesc, să-mi bat picioarele, mă, nu se poate, trebuia să beau și eu ceva înainte, mă. Mai efectiv gura uscată, am mâzgă de aia în gât și nu, hai de capul meu, simt că mor, ești nebun la cap, dar o să mă duc după aia să mă... să-mi fac rutina de dimineață. Vă dați seama, mă, eu filmez înainte să fac rutina de dimineață, mă, băieți. Se poate așa ceva, mă, se poate. Nici m-am dus să mă piș, m-am dus să mă spăl pe dis, m-am dus să mă spăl pe față, că eu m-am pus zilele la calculator să vă filmez voi. Ești nebun la cap, vă vine să credeți, mă, băieți, așa ceva. One tap, the Paju e... a, Paju e mort. Ok, bă, băieți, hai că nu mai are rost să stăm pe acest Overwatch, chiar nu-i mai, nu mai văd sensul. Omul meu are de toate, ești nebun. Ce să n-aibă ăsta? Evident, evident, evident și insuficient. Bă, fraților, sper că v-a plăcut acest episod. Nu uitați acolo să dați un like, să facem 1000 de like-uri. Fiți geană pe canal, deoarece în următorul episod o să fie un episod cu Prime Hacking pe acest cont, pentru că da, în sfârșit, eu n-am mai făcut Prime Hacking, să nu vă supărați. Știu că v-am promis că o să fac Prime Hacking azi și că o să vă las 3 coduri de Unity, numai că eu n-am mai putut să fac Prime Hacking, deoarece am avut un match mai obvious pe contul ăsta. Așa zis, bă, hai să-l las un pic, hai să intrăm la match. În care a fost, mă, meciul? Uite, ăsta a fost meciul. Ăsta pe Dazdoi. După aia totuși am mai jucat unul pe Inferno pentru episodul lui Lie și cam m-am speriat un pic, așa să zic. Știți, am zis, bă, frate, poate mi-au drept cu bani. Și am zis, bă, hai că las contul pe pauză, dar apare nu mi-am luat bani, ceea ce este o chestie super cool. Dar oricum, ideea e că nu vreau să mai ridic după meciul ăsta, pentru că am jucat, nu știu de ce am jucat așa de obvious, pentru că nu era oia codați. Ăsta QPP mai dădea cât de cât, dar nu a fost, frate. Na, și am zis, băi, frate, îl mai las un pic pe pauză, că am jucat mult pe el, să nu, adică bine, nu a fost cel mai obvious, mi se pare că l-am și filmat, numai că nu, nu mi s-a părut mie că am dat chiar ok, și am zis, bă, frate, las că îl mai las, că știți că eu speria cu conturile, mai ales contul ăsta nebun, 2019, service medal, 2018, 2017, are loyalty badge, o să face și 2021 anul ăsta, deci na, e complicat cu contul ăsta. Fraților, sper că v-a plăcut acest episod, dați acolo un like să facem 1000 de like-uri, dați un subscribe la canal ca să ne îndeplinim obiectivul pe anul ăsta pe care nu l-am, n-am niciun obiectiv, da, știu. Și noi ne vedem data viitoare. Salut!